Bine v-am găsit la cea de-a șasea zi consecutivă a protestelor. Începem această zi cu aproximativ 200 de părinți și copii chiar din Piața Marea Sibiului, unde aceștia au venit să protesteze în ciuda vremii. Nu știu dacă se vede, dar afară plouă destul de tare. Sunt câțiva copii cu părinții lor. Au venit asemenea în capitală să protesteze. Foarte mulți pleacă. Haide să vedem. Bună ziua! De ce ați venit în această dimineață aici, în Piața Mare? Pentru a da jos guvernul după ce abrogă legea și pentru a face dreptate. Hoții la pușcărie și noi să putem să ne creștem copiii în liniște și pace. Am văzut ce înseamnă hoția și că nu e un lucru bun să furi. Am văzut că ați venit cu copilul. Am văzut foarte multă lume cu copiii. Pentru aia, pentru viitorul copiilor noștri am venit. Să nu trebuiască să plece din țară. Cum generația noastră a fost obligată să plece din țară. Am înțeles. Vrem ca cei care au furat să fie la locul lor în pușcărie, să scrie cărțile acolo. Mulțumim. Bună ziua, de ce ați venit acum în Piața Mare? M-am plecat de dimineață. Pentru protest. Am văzut foarte multă lume cu copii mici, la fel și dumneavoastră. Da. Trebuie să luptăm pentru viitorul copiilor noștri. Mulțumim. Da, cum ați auzit, foarte multă lume. Mă rog, în aceste momente nu mai e chiar așa multă lume, dar și-au adus copiii în Piața Mare însoțiți de pancarte și steaguri pentru a susține protestele din toată țara. Haideți să mai încercăm. Sărmâna, de ce ați venit în Piața Mare acum, de dimineață, cu copiii? De ce ai venit-o acum? Pentru că hoții nu sunt pedepsiți. Nu sunt pedepsiți și vrei să fie pedepsiți? Da. Și protestezi cu mami? Da, protestez cu familia mea. Cu familia ta? Și aici ce ai tu agățat de gât? Cât am agățat niște poezii. Da? Pentru cine? Pentru toată lumea să le citească. Bravo! Câți ani ai tu? Am 6 ani. 6 ani și cum te cheamă? Vlăduț. Vlăduț? Bravo! Și dumneavoastră? Să spune tu la mă. Tu de ce ai venit în Piața Mare? Pentru hoți? Da. Câți anișori ai tu? 2. 2 anișori? Nu, 3. 3? Da. Bravo, să crești mare. Ciao. Ciao. Bună ziua, dumneavoastră, pentru ce ați venit acum de dimineață cu pentru copilul? Viitorul lor. Pentru viitorul lor? Pentru viitorul lor. Ce părere aveți de lege și de faptul că s-a abrogat? Păi, veți mai ieși în stradă? Pas. Cum să nu? Fiecare seară am fost, ieșim până la sfârșit, până vedem, până se publică în monitor oficial, ca să fim siguri de treaba asta. Și nu renunțăm până nu se va schimba guvernul. Am înțeles. Mulțumim.
plec. Seara, iară ne întâlnim pe ei. Unde e Caro? Hai să îmi liber, tu iubita. Bună ziua, de ce ați venit în Piața Mare așa de dimineață? Am venit să protestăm pentru binele copilor, pentru viitor mai bun pentru ei. Teo, vină un pic aici! Ce Teo știe să zică ceva pentru... Da? Hai, nu știe, o putem aduce să... Guvernanț, imediat, dacă așteptați. Da, da, da. Teo! Are o prietenă și tu Da, trebuie să reamintesc că au plecat destul de mulți datorită vremii. În aceste momente la București sunt 1000 de părinți cu copiii lor. Teo, hai repede. Bravo! Teo, ce strigăm noi aici în piață? Hoții. Mai tare. Hoții. Așa, mamă. Hoții strigi tu? Hoții strigă. Cum te cheamă pe tine? Îi spui cum te cheamă? Spune la nenea cum te cheamă. Ce? Și câți ani are Teo Zighengea? 2 ani și 3 luni. 2 ani și 3 luni, bravo. Da. Și mai spui o dată ce strigi tu? Ce strigăm noi aici? Mai tare, spune. Oh. Mai tare. Oh. Hoții, spune, mamă. Sunt emoționate. Da, mulțumim. Iată copii de toate vârstele. Aceștia s-au adunat pentru un... Nu știu dacă putem să spunem meeting, dar s-a adunat în Piața Mare alături de copii. Da, aceștia au plecat din cauza vremii. Vă reamintesc, la ora 11 au fost aproximativ 400 de părinți și copii. Nu doar abrogarea sau, cine știe, prorogarea, după cum a spus domnul primul ministru. Să vedem ce va fi în continuare. Fetița înțelege ce se întâmplă cât de cât? Da, înțelege, înțelege. I-am explicat și știe, nu e bine să furi. De ce? De ce? De ce cei care fură nu se duc la pușcărie? Asta este întrebarea pe care ne-o pune zilnic. Pentru că încă suntem în România. Să sperăm că va fi mai bine. Este încântată de faptul că poate să iasă și ea în stradă? Da, să știți că da. Ne-a încântată de atâta atenție în jurul ei, dar da, este încântată. Că poate să-și pună părere. Numele dumneavoastră? Dana. Mulțumim frumos. Mulțumim, mulțumim mult, asemenea. Putem vorbi și cu fetița? Nu cred că vrea. A, nu cred că vrea, ea e... Mulțumim mult. Mulțumim mult. Nu mai strâmba. Nu mai strâmbe cadrul, să țin de la mine.
ziua. Pentru ce ați venit acum în Piața Mare cu copilul? Pentru ce ai venit acum în Piața Mare? Am uitat cum, cum se zice. Ordonanța? Da. Bună ordonanța aia? E bine să o clătim hoții? Da. E bine să o clătim hoții? Nu, nu. Cum trebuie să fim noi? Trebuie să fim buni și să oprim hoții să, să ne fure din bogățiile din țara noastră. Am înțeles. Cum te cheamă pe tine? Matei. Matei, și câți ani ai? 8 ani. 8 ani? Bravo, mulțumim. Pentru ce ați venit acum în Piața Mare cu copii? Ca să le dăm un exemplu că nu trebuie să accepte nu trebuie să accepte hoții și fără de legile, indiferent care ar fi acelea. Am înțeles. Mulțumim. Și să învățăm că dacă se face o nedreptate, trebuie să ia atitudine, să nu stea în casă, să nu stea degeaba. Trebuie să ia atitudine și să spună puncte de vedere, indiferent care este deznodământul. Cel mai important este să ne spunem punctul de vedere, pentru că ne-am câștigat acest drept. Și nu avem dreptul să stăm în casă, dacă nu suntem de acord cu ce se întâmplă în țara asta. Mulțumim! Transmisiunea noastră din Piața Mare din această dimineață se apropie de final. Vă reamintesc, mai mulți părinți, bunici au venit cu copiilor în semn de solidaritate pentru cei care protestează seara în Sibiu și nu numai, în toată țara. După cum știți, și astăzi se anunță proteste, vom fi live și la Sibiu și la București, unde sute de sibieni se vor prezenta acolo pentru a susține, a susține protestatarii din, din capitală. Tot ce trebuie să știți legat de protestele din țară, din Sibiu, din București, le găsiți pe Facebook, pe Ora de Sibiu sau pe oradesibiu.ro. Vom reveni de seară de la proteste cu noi informații. O zi bună!